În timp ce cadrele sanitare se află în plină luptă împotriva pandemiei de coronavirus, o parte din angajații din sistem așteaptă în zadar majorările salariale promise de guvernanți. Criza politică de la nivelul central și lipsa unui guvern în momentul de față face ca reprezentanții Sanitas să nu poată acționa. Odată însă ce lucrurile vor reveni la normal, sindicaliștii din sănătate amenință cu acțiuni de protest dacă revendicările lor nu vor fi soluționate. Noi avem o listă de revendicări. Le vom propune imediat ce vom avea un nou guvern. Ne vom duce cu ele la discuții, pentru că este absolut incorect să nu majoreze salariile pentru categoriile profesionale care nu au beneficiat de 2 ani de majorările salariale pe care le prevede legea. S-au înghețat salariile în sistemul de sănătate absolut nătâmpit. Sper ca noi guvernanți să apară la un moment dat, să avem un guvern valid cu care putem avea o discuție și să vrem în discuții pentru majorările salariale ale infirmierilor, muncitorii, nici cum nu vom putea să-i facem să înțeleagă importanța personalului medical la această ecuație, atunci vom găsi la momentul respectiv forme de manifestare, de protest, pe care le vom putea promova. Până la sfârșitul anului, prevăd că s-ar putea să aibă loc manifestării, dar nu în acest moment. Cadrele medicale se află la capătul puterilor, mai ales cele care trebuie să trateze pacienții infectați cu COVID-19. Pentru a asigura un climat în care angajații din sănătate să-și desfășoare activitatea în siguranță, reprezentanții Sanitas Maramureș consideră că testarea periodică a personalului este cea mai bună soluție. În continuare, guvernanții ar trebui să înțeleagă că cea mai importantă soluție pentru a avea personal apt la locul de muncă este testarea periodică a personalului și limitarea accesului persoanelor pozitive la locul de muncă, nu pe criterii de certificat verde sau pe alte criterii. Federația Sanitas dorește eliminarea inechităților generate de înghețarea salariilor pentru infirmiere, îngrijitoare, brancardier, personal TESA și administrativ. Conform legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ar fi trebuit acordat anual o creștere a salariilor de bază, lucru care în 2021 nu s-a întâmplat.